Ana Crăciunescu s-a născut în 13 noiembrie 1950. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale din Capitală și a debutat pe scena teatrului Notara. În 1991, Ioana Crăciunescu a plecat în Franța, unde a rămas timp de 15 ani. Apoi a revenit în România, dar a plecat din nou în Franța și a continuat să facă astfel toată viața. Actrița și-a împărțit atenția între două culturi, la fel cum și-a împărțit și talentul între actorie și poezie. Artista spunea că trăind între România și Franța a reușit să învețe lucruri pe care nu le-ar fi învățat niciodată dacă ar fi trăit într-un singur loc. Unul dintre lucruri este aprecierea trecutului. Pe noi tot trecutul ne jignea continuu, deci eram împotriva trecutului, alergam ca coardele sălbatice către un viitor incert. În 1974, Ioana Crăciunescu a debutat pe marele ecran, însă cel mai de succes rol al său a fost în 1979. A fost atunci Ana Baciu în filmul Blestemul Pământului, Blestemul Iubirii, ecranizare a romanului Ion al lui Liviu Rebreanu. Ioana Crăciunescu este membră a Uniunii Teatrale, a Uniunii Cineaștilor și a fost membră a Uniunii Scriitorilor din România, fiindcă actrița este și poetă. Însă a fost exclusă din Uniunea Scriitorilor încă din 2016. Motivul? Ar fi folosit abuziv și nelegal sigla Uniunii Scriitorilor. Însă ce înseamnă acest lucru rămâne un mister. Întrebată dacă e mai mult poetă sau mai mult actriță, Ioana Crăciunescu spune: "Eu sunt un fel de 3-in-1, adică șampon, cremă și balsam. Da, sunt poet, sunt scriitor, sunt jurnalist, sunt creator, sunt zidar, sunt gospodină foarte bună, sunt un bun băutor, sunt un bun apreciator al vieții." Ioana Crăciunescu iubește tot ce e frumos, nu doar actoria și literatura. Când are timp și resurse, restaurează clădiri părăsite din sate românești. Ea crede că unele lucruri merită să fie salvate, chiar dacă nu ne aparțin cu acte. După ce termină de restaurat o cocioabă, un conac, un turn sau o biserică, le transformă în muzee. Din banii strânși la intrare, dă viață altor case îmbătrânite. Dacă vreau să salvez turnul, nu este ca să spun Ioana Crăciunescu are un turn. Eu vreau să redau turnului vigoarea și demnitatea lui de turn. Când renovează o clădire, Ioana Crăciunescu o consideră acasă. Niciuna nu-i aparține, dar se zbate să plătească pentru întreținerea lor și reușește să facă adevărate muzee din aceste locuri. Dă viață clădirilor vechi și primește și ea viață. Nu odată, Ioana Crăciunescu pare să se fi bucurat de acest dar de mai multe ori. A trecut prin două morți clinice și, de fiecare dată, s-a trezit iar la viață, o viață pe care o vede frumoasă, dar despre care știe că are și un sfârșit, moartea, care înseamnă nimic altceva pentru ea decât o ușurare, scăparea de griji.